Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou chest opening pe Clash Royale. De această dată suntem pe contul lui Alex. Mersi fain pentru cont Alex. Avem aici un Magical, încă un Magical aici și un Giant, o legendară garantată și un Super Magical. Teoretic, luăm două legendare. Practic, vedem. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să plăsniți și pe butonul de like. Luăm mie de like-uri. Suntem super, mega forță. Bun. Bine, mai avem și clan chest-uri și un challenge, da, astea, oh, grand challenge. Astea nu sunt chiar atât de mega, mega, wow. Bun. Să vedem rapid ce legendare lipsesc. Câinele din iad, fătărău cu înghețata și mega scrofa. Bă, nu mă așteptam să-i lipsească tocmai câinele din iad, adică eu am luat vreo 3 până acum, sau 4, ceva în genul. Bun. Cred că crown chest-ul e cel mai slab, nu? Sau ăsta? Nu, crown chest-ul. Să vedem. Două legendare corectă din aceste chesturi demențiale. Bine, în afară de legendar chest care evident că dă legendară, Choro Girdles. Prințul întunecăcat. Nu e chiar ce trebuie. Hai să luăm clan chest-ul, că probabil și ăsta e mai slab decât grand challenge-ul ăla. Hilianu. Muscoiu. Trei bagaboante. Omul de zăpadă, da, în fine, să zicem că îl duce la level 7, ceea ce e decent. Casa cu morți, bă, dar comune, epice ceva, nu? Trei epice și acum comunele, nice. Superbe, clan chest-urile se nebunesc. E bun, e rău. Bun, hai să luăm grand challenge-ul ăsta. Cum ar fi să dea legendară din grand challenge de 3? Bine, șansele probabil că sunt minime, dar în fine. Bă, dar uite cât e cărțiți de la un grand challenge de 3, what the fuck. Not bad. Pentru un clan 3200 gold. Bă, chiar merită, frate. Dacă reușești să faci 3-1 la Grand Challenge, atâția bani îți dă. Bine, ce-i drept, dai și 100 de gemuri. Bun, hai să luăm hai Magical ăsta de aici, să vedem exact ce dă. Trebuie să dea gold după Magical în mod normal, dar vedem. Goldeanu. 6 Skeleton Barrel. Mini Pekka. Da, aici nu e legendară 100%. Bats. Tesla, discoteca și Goblin în barelul. Bă, ok-ish. Ah, Giant, nice. Ia să luăm 1000 de bănuți. 4, stai ce, nu erau 40 de cărți. 50 erau, în fine. Ochii e stricați. Goblin Gang din nou. 50 de Tesla-uri. Bun. Hai că am rezolvat și treaba asta. Ce să luăm acum? Hai că luăm încă un Giant. Teslow. Royal Fătărău. Knight-ul pe care îl duce la level 12. Nice. Și Bomberman Tower. Să zicem. Bun. Hai cu Magical. După aia luăm Legendary și după aia la final luăm Super Magical-ul. 15 prezervative cu morți. Hilianu, Mini Pekka, discoteca și fără legendară, nice. Scarmiu, bă, văd că da destul de multe scarmiuri acum, ceea ce e oarecum ok, să zicem. Bun, și acum ce credeți că o să pice din legendarii chestul ăsta? Să uităm rapid ce deck-uri folosește. Bușteanu ar fi, frate, dacă aduc un electro, îl duce la level 3. Nice. Bă, sincer, din toate astea aș vrea să-i aduc un electro numai ca să-l ducă la level 3. Hai cu electro, toti. Scrieți în comentarii ce credeți că o să pice. Bine, probabil că nu o să dea electro pe Bulanciu acestul. Normal, că-ți dă Bușteanu, frate, cum, sigur. Am măcar la rendec, deci și asta e ok. Ia Super Magical-ul. Să fie oare acesta Super Magical-ul super magic? Probabil că nu, dar speranța moare ultima. Hilianu, Goblin Gang, bă. Cred că o dau toate rarele acum. Ok, perfect. 24 de clone, nu mă supăr, frate. Măcar e legendară. Hai, frate, un fucking Electro Wizard de casă. Night Beach. Bă, măcar duce două legendare la level 2, dar Electro ăla era forță rău, frate. Îl ducea la level 3. În fine. În continuare, dăm un match pe contul meu. Să vedem aici și ce rezolvăm.
prima parte cu chest opening a fost filmată acum ceva timp, dar neavând cu ce să o leg, am zis hai să o leg cu un match. An Arena Battle. Filmează, perfect. Un level 12, nice. Ăsta e al doilea pe care l-am prins azi. Gen, la rând. Dar nu e panică, man. Hâț. Deci are level 13 la goblinii ăia. Ok. Are level 13 și la barbari, ceea ce... nu e de bine. Plus că are rage. Uite-te și tu. Barbar cu rage. Îmi bat bowler-ul. Dau damage în tower. E clar că mă bate. Mai ales că are level 12. Și acum n-am turnat dacă să-l trag pe porcan sabia. Două bucăți apucă. Ce să faci? Hai, măcar și damage. Ok. Nu, și se vede că și joacă bine. Deci ăsta nu e un jucător din ăla gherlă. Luăm damage-ul de la asta. Două bucăți, da. Una, ok. Song-ul. Nu poftim la asta. Ia mă, pot să trag eu să activez King Tower-ul cu ăștia. Ok. Ok. Not bad. I-am dat block la fraier, i-am dat. Perfect. N-ar fi rău să-l bat pe ăsta, dar șansele sunt destul de mici. Și acum care porcul 100%. Că practic e același cycle. Am shoot. Hai că încercăm să facem un atac din defensivă. Aoleu. S-a dus o lovăstru. Am știut că îi bagă pe ăștia, dar e exact același cycle. Baza lui în deck-ul ăsta sunt barbarii. Cu rage, evident. Să vedem unde îi bagă. Al dracu. Hai mă. Hai să o dăm așa. Uitați-vă cât e down ne-o dat nenorociția de barbari. Practic mi-o spart și bowler-ul. Și cum îi zice la ăla? Oh, și ciorogurile, da. Și bowler-ul și knight-ul. Dintr-un foc. Și acum o să bage porcul aici. Cel mai probabil. O să-l tragem pe domnul porc în centru. Băgăm așa. Porcul probabil că apucă, dau o bucată. Aia e. Și acum... hâț. Tot apucam. Și-mi dau fireball și mă bate. Opa. Hop. Dai pace. Ce să faci, frate? Și level 12 și cu cărți mari. Ia să ne uităm rapid. Uite, level 13, level 13, level 13, level 13. Jucător, nu orice, au ajuns ăsta și la Challenger 3. Vă stai că este Challenger 2, de fapt. Da. Elită, cărnaț. În fine. Cam asta a fost video, fraților. Mersi, fain de vizionare. Să aveți o zi super faină. Salutare!